Salutare! Sunt Nicu Patoi și așa cum ați văzut și auzit, în acest video demonstrez posibilitățile sonore ale uneia dintre noile chitare Yamaha Pacifica din seria 612, un instrument frumos, bine construit și echilibrat din toate punctele de vedere. Corpul chitarei este din arin, gâtul este din arțar, îmbinarea acestora fiind realizată prin metoda bolt-on, iar tastiera este din palisand. Scala chitarei este de 25 de inci și jumătate, avem 22 de taste, iar radiusul chitarei este de 13 inci și 3 sferturi, un radius mare care ne scutește de riscul de a avea choking atunci când întindem corzile, atunci când facem bending-uri. Îmi place faptul că natul și cele două string tree-uri sunt din Tusk, celebrul material autolubrifiant al celor de la Graftec. Precum vedeți, configurația dozelor este una HSS, adică avem humbucker la bridge și single coiluri pe middle și neck. Dozele sunt de la Seymour Duncan și, foarte important, potențiometrul de ton este de tip push-pull, astfel obținând split pe doza humbucker. Switch-ul chitarei este unul în 5 poziții și, așa cum intuiți, avem un potențiometru de volum, master volum, și un potențiometru de ton, master ton. Bridge-ul chitarei este unul de calitate superioară, fiind de la firma Wilkinson, iar cheițele, mecanismele, sunt autoblocante, evident de o bună calitate, așa cum ne-au obișnuit cei de la Grover. Dar pentru a evidenția mai clar posibilitățile tonale ale chitarei, voi extrage din The Big Runner, compoziția mea pe care am cântat-o la începutul videoului, câteva pasaje cu chitara în solo. Hai să ascultăm! Yeah.
Sper să vă fi plăcut și de data aceasta prezentarea mea și dacă aveți ocazia, nu ezitați să testați o chitară Yamaha Pacifica. Veți fi plăcut impresionați având în vedere și raportul calitate-preț. Până când ne vom revedea, să auzim numai și numai de bine!